sau pus la rând. Nu m-am împrimat de multe, dar nici ne-ai fi făcut. N-am făcut nici rău, nici bine, numai dragoste pe lume. Hai, numai dragoste pe lume. Taci, Eugene! Auzi, 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 auzi! După ce ne-am plimbat pe ulițele Goicei, pe la casele muzicanților de odinioară, după ce am stat de vorbă cu neamurile lui Eugen Budulică, cu nepotul Iulică și cu familia lui Tudor Mușat, muzicanții din Goicea și-au adus aminte cu nostalgie de anii în care se organiza jocul satului în fiecare duminică și la marile sărbători de peste an. Mai atâtea jocuri câte se joacă în Goicea, cred că nu se joacă în toată Europa. Fii atent, am făcut o listă, că nu le-am putut memora pe teche. Zice aici, Galaunul, Brâulețul, Poloxie, Aluinelul, Bătut, așa, Sârbă, așa, după aceea Alunelul, Bătut, Bătrâniesc, Bobocica, Trei Păzești, Leana, Tabacere, Rustemul, Sălcioara, Dianca, Joiana, Sârba, Dogalu, Boiereasca, Hura, a doua, Frunza, Calabaltă, Simianca, Mândrele, Teoculețul, Ungurica, Ciuleandra, Bistricianca, Galaonul din Caval, zice aici, Țâpa, Sârbă, Vulpea, auzi? Da. Denumiri, mă, de animale, Vulpea. Da. Sârba de Trei, așa, Florina, Sârbă, Țăpușul, Tărășelul. Da. Tu mai știi altele, mă. Eu m-am hrănit cât am tot scris cu pixul. Atâtea dansuri aveți aici. Multe. Sunt multe. Stai numai să spun că aveți sârbe și hore, atâta. Da. De ce s-a atâția dănțăuși, am, sunt 30, 40, să aduncă mai de mult dansau, 5, 6, 7, 8. Așa, oare ce s-a adună atâția? Da, când este o petrecere, o nuntă, o sărbătoare mare, da. Cum ar fi Paște, cum ar fi Crăciunul, cum ar fi Duminica Tomii. De când joacă aici? Joacă de Paște? De Paște. Joacă de Crăciunul? De Rusalii. De Rusalii, da. Așa. De Ispas. De Ispas. De Ispas. Făcea hore. Hore. Asta ce sunt dealea, cum zici că aici. Deci când erau horele mari? Da. Deci era de Ispas. De Ispas. O horă era... Vă spun, nu, vă spun eu când era. Era zilele Paștelui, trei zile. Trei zile. Trei zile. Prima joie după Paște. Da. Să. Făcea iar horă. Iar horă. Scoteam garanță, veneam să luam lăutarii de acasă și făcea horă. Așa. După aia, duminica, în fiecare duminică, Rusalele, trei zile se făceau. Tot ca la Paște. Ca la Paște. Și Ispasul, la fel, veneam să scoteam lăutarii în vale și toată lumea se strângea cu garanți, cu toți, cu lăutari. Și veneau mai mulți lăutari. Venea o ceată de lăutari cânta acolo. Cânta acolo la un grup. Așa, altă ceată, altă grup. Da. E, așa era datinele. Mai multă adică formare. Era dezordine în ordine. Da. Cam așa dezordine ceva. Fiecare își făcea ordinea lui. Da. Da. Asta conta foarte mult. Deci erau mai multe puncte unde se dansa. Ei se întreceau la urmă. Cum îi zice la câmpul ăsta aici? Aici? Cum îți zice la câmpul ăsta? În vale. În vale. Aici se scotea lăutari în vale. Și da. La urmă, în final, că vă spun, toate grupurile ăștia, 1, 2, 3 grupuri câte erau, în final se întâlneau. Se întâlneau și începea trecerea cu dansurile. S-a alăturat muzicanților Stârcu Marin și cu durere în suflet mi-a povestit despre anii copilăriei, despre horele din sat, despre oameni, despre muzicanți. Și-a adus aminte de loc unde se aduna aproape tot satul. Apoi mi-a povestit cum s-au schimbat obiceiurile. Mi-a spus că tinerii nu mai sunt cum au fost odată, că nu mai trăiesc în ritual și că s-au îndepărtat de ce era valoros în comunitate. Thank you.
Aici am ajuns cu această democrație unde a început să uite folclorul adevărat. Da. Pentru că toți acești, să le zicem, soliști, nu că nu poate să fie soliști de muzică. Cântăcioși ori fi ei, dar nu au rostul, domnule, au stricat folclorul românesc. Da. Deci nu, o lua dansul de la Budulică. Da. Și o zic, ce-ar fi să pun eu un text și Budulică să stea acasă, să nu mai meargă la joc, că mă duc eu. Mă duc eu și iau bani. Da. Și n-au nici copii acasă, să mănânce, că nu mai am mulțumit. Și Budulică zice, domne, am auzit melodia la Budulică, dar nu mai cântă Budulică la vioară, o cânt eu cu gura. Și fac eu așa 30 de ceteraș, să zică după mine, așa. Și practicăm simfonismul acesta și coregrafierea baletistică, așa. Da. Și toate sunt bune și frumoase și nu merg înainte. Ne-am dus în locul unde vreme înainte se adunau oamenii pentru horă, pe șes, lângă Valea Dăznățuiului. M-am uitat la ei și am putut citi pe chipul lor amărăciunea din suflet. Când am ajuns acolo, Marin Stârcu și cu muzicanții s-au oprit brusc. Ei, cum era câmpul acesta odată, câtă lume, câți tineri veneau de sărbători aici. Acum au rămas doar mărăcini. Asta neapă, lumea asta e, cum să vă spun dumneavoastră, fermecătoare. Deci deranjează pe multă lume care e bună pe comun. Și ar vrea să trăiască bine lumea și nu poate din cauza lor. Mulți prin mășat, mulți invidioși, să nu te vadă că ai făcut matau ceva în curte, ei, cu tare ce făcu. Au mai fost la muncă, dar știi ce venea când ați venit dumneavoastră la mine? Vedeați ulița aia toată ar fi plin. Veneau și pe țigă, așa au venit. Cât a putut venit la deal. Tot al pe țigă. Să vadă ce e acolo. Să vadă, dar nu, tot vorba dumneavoastră. Să vadă, dar așa cu niște priviri... Cu un gând rău. Rău pe aia, priviri invidioase. Priviri invidioase. Da. Ia fă-ne o polosemă. Gata, ia. Polosemă. Hai, și... Așa! Așa fac goicerii noștri când dau de moară. Ne-au povestit despre obiceiul de a face chemarea la joc. Marin Stârcu a fost în tinerețe garant. Tocmea lăutare pentru hora satului și cu muzicanții trebuiau plătiți, mergea din casă în casă. Acolo unde fetele n-aveau bani, dădeau câte o găină pe care garantul lega de baston. Era plata jocului. Și astăzi, peste tot pe unde merge, Marin Stârcu are bastonul cu el. Joacă cu virtuozitate, știe rânduiala jocului, iar de la el a aflat multă lume de jocurile din Goicea. Pe să fie. Dacă te lașez, că vulpile umblă pe aici. Da, mă, da. Ha!
dar ce zice vulpea la dansul ăsta? Îi zice vulpea pe considerentul că aici se prindeau niște vulpi de niște cetățeni ai comunii Gulcea Mare și prindind vulpea asta, foarte frumos, ia să zic, facem un joc să dăm o denumire vulpea. Vulpea. Ia să cântă lui Eugen. Vulpea o lua cotit, așa cum când... Da, deci de un dans șiret, așa, ca ritm. Da, un dans șiret este. Șiret. De asta îi spune vulpea. Da, vulpea. Vulpea pentru că un dans șiret. Da. Mințături? Că vulpea... Da, cine va fuge vânătorul după ea? Ia. Vulpea fuge. Una, două, doi, trei, patru. Face la dreapta și fuge la stânga. Da. Adică vulpea... Face cotel. Asta face. Cotetul. Păcălește. Păcălește. Intrând în vorbă despre jocuri, am aflat că satul Goicea Mare a fost un adevărat centru al Olteniei în ceea ce privește dansul. Când Marin Stârcu a început să-mi povestească despre dansuri, să joace și să dea comenzi muzicanților, am înțeles complexitatea ritmurilor, a numelor dansurilor. Poloxia, Aluinelu, Galaonu, Bobocica, Dianca, Joiana, Simianca, Mândrele, Florina. Unele dansuri se leagă de numele celor mai frumoase fete din sat sau de ala celor care jucau cel mai bine. Da, pe mai aveți un dans la care ziceți... Țipă. Totul meu. Țipă. De la ce vine asta? De la țăpuială. Țăpuială, adică dansatorii încep să țăpuie. Cât țopăiesc așa ăștia când încep să țopăiesc? Țopăie câte au ei, păi ce zici, îmi face țopăie? Cam când, tu cât cam... ai dut, tu ai umblat mult la da, anunță. Da, la anunță, o ține și o jumătate de oră. O jumătate de oră. Țopăiesc așa? Da, 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 o jumătate de oră, anunță. Dar nu se obosesc. Nu se obosesc, că când ai cântat de mult. Am cântat și la cotorari și pe două ori. Când se obosesc așa, ai vezi că se obosesc, ce le zici? Vene una mai domnolică. Un alunel bătrânesc. Da. Așa, bă! Așa! Întâlnim în dansurile din Goicea mișcări variate, ritmice și expresive ale corpului. În vechime, dansul avea funcție ritualică, mistică sau războinică. Invoca forțe divine. Dansul făcea parte din viața oamenilor. Era o metodă de educație, întărea și menținea solidaritatea socială, exprima dragostea de viața oamenilor. Facem o boierească. Boierească. Vor
spunea domn profesor. Asta are o eleganță. Vin cu cocoanele de la oraș și vin la țară, să aduc aminte că au locuit cândva la țară. Și vin la o nuntă și să se dea boierul. Aici încep să joace boiereasca asta, acest dans. Boiereasca. Păi, și... Sârba este un dans răspândit de toată țara, cu diverse variante. Se joacă în semicerc, cu brațele pe umer. Are o desfășurare vioaie, rapidă, în ocolire sau pe loc, cu pași săltați și încrucișați. În comparație cu sârba, hora exclude virtuozitatea, însă are alte valențe. La Goicea, hora este plimbată, boierească, se numește Trei Păzdește, Leana, Bistriceaua sau Hora Mare, Joiana. E de la o vacă. La o vacă, da. Joiana. Da. Da. Deci e lentă. Joiana. Vă spun eu, domnul profesor. De numiri de plante, de numiri de animale, da, da, de da. Numiri de da. Oameni, de numiri de... Deci de oameni, da. Feche. Da. Așa asta, de, da. De numirea. Da, de numirea. E așa. Adică creatorul nostru popular, era, vedea cum merge vaca. Lent. Frumos. Și hai să zicem la dansul ăsta Joiana. Din ciurdă. Da, da, exact. Vine din ciurdă. Din ciopori. Și? Din ciurdă. Și când zice Leana, înseamnă că eu fac cea mai bună dansatoare. Da, zice, bă, la sârba asta îi dăm denumirea de Leana. Că ei, da, pentru că aveți și adăugarilor, nu știu. Aveți și sârba adăugarilor, aia mai adăugarilor jucau. Noi aveam mulți care făceau butoaie. Meseriași în sat. Așa. Aștia ce sunt, adăugarii făceau butoaie de vin. Așa, pentru adăugari face sârba asta, nu juca nimeni decât adăugarii. Aveam 10-15 de ogari. Și ăla stăteau pe mărgini. Da, stăteau să uitau. Era sârba lor. Să uitau la butoaiele goale, că vin nu era. Îl băuseră, ce să mă spui. Sigur. Nu, adăugarilor. Sârba adăugarilor. Adăugarilor. Ha. Da. E sârbă. Sârbă. Datorită activităților de amatori și îndeosebea televiziunilor, dansurile s-au desacralizat, s-au generalizat, utilizându-se în aranjamente, au stat la baza unor prelucrări, mergând până la invenții melodico-ritmice sugerate de structurile tipice. Au pătruns nu numai în muzica de balet a lui Mihail Jora, Marțian Negrea, ci și în creația corală, camerală a lui George Enescu, Paul Constantinescu și Teodor Rogalski. Și mai aveți un dat, se zice, frunză. Frunză, da. Asta se leagă de frunză, de copaje. De copaje, da. Frunză, nu se vine da. Frunză. Ia să zice frunză. Yo, 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 yo
el să danseze, dacă observați că se repetă pasul. Exact ca frunza când o leagănă vântul. Da. De asta îi se spune frunza. Așa, dansul îi sârbă, da, mai domol. Mai domol, exact. Să leagănă frunza. După anii 50, dansurile românești au fost coreografiate și expuse în tot felul de prelucrări și aranjamente îndoielnice, în spectacole de divertisment. Oare era necesar să se apeleze la structurile melodice din dansuri? Nu toate aceste intervenții, câteodată brutale, au făcut ca structurile melodice să dispară și astăzi, după atâta vreme, să avem atâtea surogate? Cine ne-a obligat pe noi să scoatem dansurile din ritual, din context? Să le prezentăm la concursuri și festivaluri doar de dragul afirmării personale? Cu toate acestea, la Goecea au supraviețuit structuri melodice care ne aduc aminte de funcția primordială a jocului satului românesc. Tioculeț. Asta se dansează pe toc. Pe toc. De asta îi spune toc, adică pe tocul pantofilor. Da, dar stai un pic, dacă n-aveau tocul, pe ce dansau? Pe călcâie? Pe călcâie. Pe călcâie, călcâie de sculț. Călcâie. Acum ne-am încălțat și noi, că înainte stăteam cu desculț. Da, mi-a Păi e de murele, că-n tine zic curbele, toate ca venelele. Așa! Toate ca venelele, ne-am mâncat paralele și ne-a ascultat zilele. De necolo, de parla de cătinișe. Așa! Păi nene, cartea mică, cartea mare, mală, s-a fără de părale. Așa-i viața, ce să faci neaptă-i omul, recitati pe pământ, necătarea. Ce pământul care